Ea ne sorbea gânditor din lichiorul de mentă când Despina intră cu prudență în salon. Era încă un bărbat elegant, cu gusturi alese. Chiar și în casă purta doar mătăsuri. Deși de cele mai multe ori îi plăcea să se joace cu ea, ocolind subiectul, de data aceasta îi deteză orice suspiciune de la primele vorbe. Nu l-am omorât eu. Părea sincer, dar viața o învățase că ea ne putea să fie exact cum voia. Am auzit că l-au găsit în grădină, poate că a fost o moarte accidentală. Amândoi știau că uneori Lambru era avântat. Poate că turcul scosese cuțitul. Își potrivi glasul, aducându-i aminte de timpurile frumoase de când locuiau la parcurile, enumerând toate acele fapte pe care, dacă ar fi fost cazul, Lambru le-ar fi făcut pentru el. Între ei crescură treptat amintirile mintea lui, în care turcul Ahmed ocupase un loc principal. Silueta lui, ca o frunză de plin, trecu fără grabă prin dreptul ferestrei, iar camera se umplu de tristețe.